Bună, dragi copii! El este Daniel. A așteptat cu nerăbdare să înceapă școala. Ați așteptat și voi, așa este? Mă gândeam eu. Daniel are un ghiozdan nou. Oare ce are în ghiozdan? Să vedem! Oare reușiți să ghiciți ce are Daniel în ghiozdan? Are foi și nu e pom. Îți vorbește și nu e om. Dă exemple, sfaturi multe celor ce vor să le asculte. Ce este? Într-adevăr, este un manual. Nu sunt carte, dar am foi pregătite pentru voi, cu linii sau pătrățele să puteți scrie pe ele. Ce este? Într-adevăr, este un caiet. Dânsul șade în ghiozdane. Poartă gume și creioane. Ce este? Da, este un penar. Cerculețe mici, drăguțe, așezate în cutiuțe, să putem picta cu ele oameni, case, floricele. Ce este? Într-adevăr, acuarele. De unde ați ghicit ce are Daniel în ghiozdan? Exact, ați ghicit pentru că ați aflat mai multe informații despre aceste obiecte. Azi vom învăța cum să realizăm descrierea unui obiect pe baza întrebărilor. În primul rând, trebuie să scriem ce formă are obiectul. După aceea, precizăm mărimea obiectului. Este mare? Este mic? Sau are dimensiune normală? Scriem apoi culoarea obiectului. Este foarte important să precizăm din ce material este confecționat. Iar la final putem să scriem despre utilitatea obiectului. Pe baza întrebărilor am realizat și eu o descriere. Am ales să descriu un penar. Iată descrierea mea.
Acum, vă rog să descrieți și voi penarul din imagine. Vă vor ajuta întrebările. Succes!